Suntem Montano și prietenii săi. Podcast nu futilități! Încă se face cafea, iar noi facem în această seară podcast pentru securitatea europeană. Seara de vară, Silviu Munteanu, sunt, am ocupat vastele studiouri Radio 7 pe 103 cu 4, suntem și video pe YouTube, canalul 13 TV, sigla cu pisica neagră, dacă tot vă uitați la noi, un subscribe, dar și un like ar fi apreciate și ne-ar face mai vizibile. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, sunt un fanboy în această seară pentru că în studio este Mircea Florian. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Sunt uh, puțin emoționat. Sunt um, emoționat de obicei, dar în seara asta sunt mai mult decât emoționat. Uh, vorbeam mai devreme despre Europa, hmm? uh, cât am repus cafeaua la făcut, și uh, constatam amândoi pentru că... Hai să zicem, vicisitudinile vieții m-au trimis și pe mine în câteva colțuri de lume, în afara a Europei, să constat cât de uh, asemănători suntem noi, de pildă, cu englezii sau cu suedezii. Europa are o, o cultură care uh, leagă multe popoare prin istoria acelor popoare. Uh, Suedezi. Suedezi și, în orice caz, nordici, de pildă, au ajuns până în Sicilia, se știe. Și acolo au chiar urme vizibile. Sunt fizionomii puțin diferite care, se, care atestă acest lucru. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, sigur, există între timp cercetări foarte serioase legate de genealogie și de genetică, sigur că, da? Suntem și puțin mai acvilini, noi. Da, poate suntem și mai acvilini, dar nu e numai asta. Avem uh, alte trăsături. Acum, eu personal, nu sunt un specialist în domeniul ăsta uh, deloc, dar mă interesează. Mă interesează, precum mă interesează destul de multe lucruri. Aici m-a interesat, de fapt, uh, sau m-am interesat puțin mai mult atunci când am făcut niște acțiuni uh, culturale, uh, de pildă în uh, 2006 am făcut o chestie care era uh, de pionierat la vremea aceea, am făcut o acțiune în orașul meu natal, la Satumare. Mare și uh, uh, se chema acea acțiune socioculturală, se chema Fața Sătmarului Fața Europei. Spuneam asta, de ce? Tocmai urma să aderăm la comunitatea europeană, nu? În 2007 s-a întâmplat asta și... Șase, mă rog, da. În șapte sau Ce, șase? Sau, nu. Da, mă rog. Și, și cred că șapte. Și uh, uh, mi-am dat seama mergând și știind orașul foarte bine, mergând pe, ora, pe, pe străzi mi-am dat seama că nimic nu s-a schimbat de când îl știam eu din copilăria mea. Uh, era un creuzet, era o Europa în mic satul mare. Ca multe orașe de pe uh, coasta de vest, cum le spuneam noi atunci. Deci Oradea, Aradu, Timișoara, toate astea. Și satul mare. Uh, fiindcă acolo a fost și este încă o intersecție de granițe, care a fost mult mai complicată. Noi, la un moment dat, România a fost vecină și cu Ceho Cehoslovacia. Uh, dar, în orice caz, e Ungaria, este Ucraina acolo, la, la ori încătări de băță. Când la... trec Ocoșul în trei țări, cum se spune. Da. da și în plus era o zonă care a avut nevoie de ingineri mai special, metalurgie, nu știu ce, acolo era și o, este încă o fabrică foarte mare, Unio, care făcea toate instalațiile de căi ferate și de minerit și așa mai departe, așa mai departe. Nu asta contează, important e că a venit un aflux de populație, s-a întâmplat pe multă, o durată mare. Și așa se face că în oraș trăiau uh, uh, pe lângă români sau, mă rog, nu, nu, parcă nici nu vine să spun pe lângă români, fiindcă mai mulți erau unguri și sunt și astăzi. E, populația majoritară acolo este formată din maghiari. Uh, puțin mai mulți decât români între timp, nu, e, nu, nu, nu asta reprezintă o problemă, însă uh, au venit germani, nu puțin, și, de fapt, ei au venit pe la 1600, dacă nu 1500 pe acolo, colonizând diverse areale care nu, nu erau populate, au, erau ucraineni, trăiesc și astăzi ucraineni acolo, dar de multe generații, deci nu sunt cei care i-am întâlnit și acum de curând, care erau acolo în, în adăpost, fugiți de ororile războiului. Evrei, foarte mulți, între altele, la satul mare s-au a s-a, pus, pus bazele unei mișcări iudaice care se cheamă Satmar Riudan și e o mișcare care contestă chiar existența Israelului, din cauza faptului că ei susțin că până nu vine Mesia, Israelul nu are ce să existe, nu trebuie să existe. Este interesant, da. Da, e, e un subiect interesant. Există și câteva filme pe Netflix despre, chiar despre aceste comunități care au ajuns, s-au dus și au preferat să se ducă la New York sau în America și nu s-au dus în Israel. Deși ei sunt ortodoxi, adică adânc, adânc, cum să spun eu, credincioși. Și toate astea a culminat la un moment dat cu venirea la satul mare a unei părți destul de bune a populației turcice din, de pe insula Adakale. De ce au vrut asta? N-am aflat încă până în zilele astea, dar ei am fost surprins să aflu acest lucru. Probabil că erau pe comerț, cum sunt ei, și că acolo, acolo era un loc foarte bun, un, un loc vad foarte bun, cel puțin la acea vreme. E posibil, dar când s-a întâmplat asta, era încă pe vremea comunismului și nu cred că le trecea lor prin cap să facă vreun comerț. Dar sunt două lucruri interesante. Într-adevăr, satul mare a fost totdeauna o, o platformă de un punct nodal al comerțului, pe someș, sigur, se aduceau, existau corăbii care va, vaporetori, nu știu, pe, care circulau pe zona, pe bucățile care erau navigabile și se făcea în primul rând comerț cu sare. De, aia, de aici venea și primul, un nume mai vechi al sătmarului, care se chema Salzmarkt, și care înseamnă nimic altceva decât piața de sare. Ok, dar nu asta vreau să spun. Atunci când am făcut acțiunea aceea culturală, am zis că vreau să fac, în primul rând, să arăt cât de divers este satmarul. Asta e numele lui corect, nu satul mare, e satmar. Satmarean, cum să spun. Și satmarean, și satmareanul există chiar ca nume de familie. Dar despre asta o vorbim puțin mai târziu și despre problema asta cu satul mare și sătmar, dar ce era important era că pe mine mă interesa, mă interesau fizionomiile acestor oameni. Și am zis, hai să facem, să strângem cât mai multe pro pro portrete de sătmăreni. Portrete fotografice. Și așa se face că ne-am apucat, am făcut un grup de lucru, am căpătat, într-adevăr, sprijin și de la primărie și... În încăperea de la primărie unde aveam loc vreo lună, cred că am lucrat la proiectul ăsta, așa, s-au strâns foarte multe fotografii de la, pe care le-am luat de la diversele arhive ale orașului. Și există oarește ce tipologii? Nu prea. E, nu știu dacă Eu din potriva am vrut să arăt Totuși cât de diverse sunt aceste fizionomii Dar cu toate acestea Au ceva foarte în comun Au stat umăr la umăr fără pauză Și au, au luat Unii de la alții comportamente Ca să e poate mai important decât neapărat fizi Fiziologiile Comportamente, sărbători Acolo se serbează și paștele Catolic și paștele ortodox Și temir te ce și Pesahul, pardon, uite că mi-am amintit. Și uh, uh, într-o naturalețe care, la prima vedere, uh, ne miră uh, și uh, e surprinzătoare, dar e natural acolo, nu au nicio problemă. Ei, și am luat de la, inclusiv de la penitenciarul de, cum se cheamă, are un nume penitenciar, de înaltă siguranță din satul mare, ceva de felul ăsta. Am luat de la diversele licee din satul mare tablourile de sfârșit de liceu, iar, iar și asta o tradiție la toate liceele, și la cel german, și la, cel, la cele maghiare, că erau mai multe licee acolo. Și la liceul meu, la care am învățat la Eminescu, se făceau tablouri la sfârșit de clasă a 11-a. Eu am făcut ultimul an care avea regulă asta, ne-am făcut 11 ani liceul. Și aceste tablouri conțineau figurile absolvenților, pe care le-am scanat separat pe fiecare, și a profesorilor, și pe ale le-am luat. Ce mai încoace încolo? S-au strâns din arhive diferite și de la diversele biserici și de la diversele culte care mai sunt acolo. Am luat eu legătura și ne-au ajutat cu fel și fel de fotografii și arhive, deci cum spuneam, am luat și de la poliție și de la spital, fiindcă urma să se întâmple ceva particular mai încolo, vă spun dată ce? Și am cerut și de la populație un lucru foarte simplu. Veniți, vă rog, cu propriile uh, albume de fotografii. Noi o să le scanăm, uh, dacă ne dați voie, sigur că da, și fiindcă ele se strică, fotografiile astea, stând pur și simplu, pe dulap de obicei, unde e cald și bine, no? dar foarte rău pentru fotografie. Puse într-o arhivă digitală. Le-am, exact, le-am promis la toți că în schimbul venirii o să plece cu un CD, de fapt, cu DVD-uri, că erau am făcut într-o rezoluție foarte bună cu propriile lor albume. Să se uite pe computer, scanate, scanate mm -hmm. sigur că. da. Și așa se face că la un moment dat s-au strâns ceva peste 20 și ceva de mii de fotografii. poate 30 nici nu mai țin minte acum că era, e ceva vreme de atunci. A? și Sunt seta... câteva generații, avem idee câte? Păi de când există fotografia? De pe la 1890, cred că am avut. Și de asta, fiindcă am luat de la Muzeul de Istorie uh, niște fotografii, ni s-a permis, am cerut voie, sigur că da, pe, peste tot. De să fie vrustă și ceva de ani. Uh, da, 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 exact. Și acolo, în satul mare, existat chiar un artist plastic foarte, foarte particular, Aurel Pop îl chema, care, a fiind mai înstărit puțin, și-a permis să aibă un aparat de fotografiat, a fotografiat foarte mult, dar totuși nu chiar în 1800, ci pe undeva la început 1900 și ceva și am luat și de acolo, de la muzeu și erau niște fotografii de o calitate impecabilă care se mai păstraseră. Unele, sigur că chimia și reacțiile chimice vis-a-vis -vis și de mediu și de nu știu ce, ne-a încurcat puțin, dar adică ne-a încurcat în sensul că nu toate au fost au putut fi folosite, dar în orice caz s-a strânt o arhivă extraordinară pe care noi am pus-o pe uh, web. Uh, pe un site care, mă rog, uh, l-am făcut în problemă cu niște uh, oameni care știau uh, exact și aveau și timpul necesar și le-a plăcut ideea și așa mai departe. Dar nu s-a terminat aici de ziua orașului care se în fiecare an în mai, abia a fost acum uh, scurtă vreme, am făcut o, o acțiune care până atunci nu mai fusese făcută în țară și anume am chemat din București, am adus și mă rog, sigur a trebuit să îi contractăm, o echipă care a venit pe o platformă cu un proiector imens, fiindcă la vremea aia încă nu erau așa de zvelte proiectoarele pentru proiecții arhitecturale. Erau niște monștri, n-am -am cuvinte, că două dulapuri de, de acolo. S-au proiectat pe clădiri sau pe.? Și treane? se proiectau pe clădiri, pe clădirile cheie. S-au proiectat pe spitalul uh, municipal, unde m-am născut și eu, s-au proiectat pe primărie, s-au proiectat pe penitenciarul de care am vorbit, s-au proiectat pe uh, sinagogă, pe Biserica Ortodoxă și pe Biserica Catolică și pe alte câteva lăcașuri de cult, nu mai țin minte care mai era, pe licee, pe... unde mai era? Pe... da, inclusiv pe muzeu care ne-a ne dat fotografiile alea, într-o într încercare de a le aduce la viață, prin fețele acestor oameni care au trecut prin ele. Am această întrebare. An de zile, Dobrogea, de pildă, a fost un exemplu foarte fericit despre cum minoritățile pot conviețui între ele într-un tip de armonie. Cum este la mare? Pentru că acolo eu știu, sunt oamenii mai aspri totuși. Nu neapărat, nu neapărat. Mă scol să pun și de cafea. Da. Sigur că sunt și mici frecușuri, mici ăsta, dar nu, e normal, adică ei, ei trăiesc de atât amar de vreme împreună, încât nu își nu fac probleme și armonia este, armonia e aproape naturală, nu știu cum să spun, când stai cu cineva pe aceeași stradă și... Uh, ai aceleași probleme și când nu se găsește ceva, nu găsește nici el și nici tu și nici vecinul ălaltul care îi pasă să fie și de altă, alt sort, uh, atunci lucrurile se simplifică. Nu mai e, nu mai e chiar așa. Suntem okay. atât de live că am vărsat și puțină cafea. E, asta e bine. E bine puțină cafea dată așa. Uh... Mai am o întrebare, da. să schimbăm puțin subiectul, să mergem de la satul mare, mă rog, rămânem cumva în zona. Vreau doar să spun A. că acea prezentare era, o făcusem eu, deci contentul, contentul care l-am proiectat nu era unul static. Deja făcusem niște animații, deja intram. Erau 3D? Poftim? Erau 3D? Nu, 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 nici vorba, nici la... 8, în 2007. Ah, ok. Da? Nici vorba nici vorba vorbă așa ceva. Dar ă, era ok și muzica am scris-o tot eu pentru această chestie, care erau un soi de reprezentare de, să mă rog, ă, ă, obiect ă, funcțional care func dura vreo jumătate de oră și cel mai important este că cu platforma cu care a venit ă, aparatul ăsta, tras din București până în Satul Mare, acolo, cu aceeași, în aceeași formulă, am făcut uh, drumurile la locațiile în care s-a proiectat. Fiindcă în fiecare zi erau câte trei și a durat vreo trei zile toată nebunia asta. Atât durează, de fapt, și servările cu ocazia zilei orașului. Eh, acum zi. Uh, mulțumesc! <laughs> uh, apare din când în când uh, în viețile noastre cât un cântec. Avem acest cântec pentru securitate europeană, acest cântec pe care îl știu de o viață, acest cântec pe care l-am apreciat ca realizare, dar n-am rezonat foarte tare cu el pentru că era într-o perioadă în care, hai să zicem, când l-am auzit eu, ieșisem din comunism. Căzuse Ceaușescu, iar cât toată copilăria mea nu mi-a cântat în cap decât dezarmare, pace, ceea ce a făcut să am un soi de respingere. Aia mai lăsați-mă în pace, că eu acum mm -hmm. am descoperit metalele și așa mm -hmm. mai departe. Uh, dar, ce să vezi, uh, avem acest nou context european de acum. Uh, și, și, bineînțeles, am, am reascultat cântecul, altfel am rezonat cu el. Uh, a, și, a, cum să spun, a, re, a, reușit, tot, a reușit două treburi. odată am rezonat cu situația de acum, o, o, doi, a, memoria mea afectivă a, a deschis niște cutiuțe ale celor vremuri când am ascultat. Vreau să știu care este povestea lui. Povestea este uh, destul de simplă, dar în același timp uh, uh, complexă: prin. Uh, Repetabilitatea istoriei, ca să zic așa. El a fost scris pe la începutul anilor 70, când pe mine chiar mă interesa foarte tare problema războiului, problema de pildă a Vietnamului. Într-un fel, îmi stimulase, gândurile mi-au fost stimulate de poziția pe care o aveau modele, câteva modele pe piața mondială, cum ar fi Bob Dylan sau John Baez, care ei se ocupau, cum să spun eu, de nevoie și de lucrurile acestea, fiindcă asta era contextul. Asta era contextul și de fapt con cetățeni ai lor mureau pe capete în Vietnam și în Laos, sau unde mai umblaseră ei, umblau ei tocmai atunci, da? Uh, și atunci mi-am dat seama, în primul rând, că uh, e, e de luat și de aici -am făcut o poziție. Eu n-am făcut-o niciodată, nu mi-a cerut, în primul rând, nimeni, ci, în al doilea rând, știu de ce mi-au cerut. Fiindcă știau că versurile pe care le scriu nu sunt deloc, n-ar fi fost și nu sunt nici la cântecul ăsta, nu sunt deloc așa cum le, le plăcea lor. Foarte, cum să spun eu, uh, placativ și. Uh, noi vrem pace sau nu știu ce, o chestie asta ritmizată și o aiurală de felul ăsta. Și așa și a ieșit și cu cântecul. El are un text poetic, foarte puternic și foarte adânc și aproape că te aduce și la gândul că e ceva și cu propria ta conducere, adică conducerea din România din anii 70. Și asta, asta și era. Deci l-am scris atunci, Însă, acum de curând, de când în februarie a început acest război infernal, scârbos și, și absolut de neînțeles cumva, am zis că trebuie să cânt, să văd, să am o poziție. Fiindcă asta e treaba unui artist, să facă, să ia poziție față de lucruri în lume. De tot felul, de la dragoste până la război, de la înmormântări și moarte până la uh, botezuri și nunți. Botezuri și nunți și uh, evenimente stelare. Uh, și când am început să îmi caut cântecele, am zis, domne, dar se potrivește perfect. Asta am spus și eu, da. Perfect cu asta, și mai încă, mai sunt încă câteva cântece care sunt puțin cunoscute, că astea nici n-au fost imprimate. De pildă, declarație despre problemele păcii și ale războiului, e unul din ele. Și mai aveam încă uh, încă câteva, și m-am am, am apucat și am avut un concert dedicat acestei uh, probleme mari ale Europei și ale lumii, de fapt. De vreme ce se circulă bomba atomică, să vedeți că o scoatem și ne o aruncăm și zice partea atacator atacatoare. Atunci am făcut la clubul. Pub. Pub, exact, A fost trocadero. acolo. Am vrut să ajung și nu am Noi, reușit. Și el a fost un concert exclusiv pentru. Nici n-am cântat altfel de cântece, adică cântece de dragoste n-au existat în seara aceea și nici altele. Am de această întrebare. Da. Uh, hai să zicem că în anii 60, sau mă rog, pe vremea comunismului la noi, uh, era cumva limpede cine cu cine se bătea. Aveam acest război rece, da? Era Occidentul... Uh decadent și era o nenorocirea de comunism care, de care oamenii în general în viață nu au nevoie. Da? Și asta era lupta. Cu lucrurile s-au schimbat. Și mi se pare, am această senzație ca și cum ai avea un, un pahar cu apă și plin de la fund și cineva l-a agitat și nu mai înțelege absolut nimic. Avem de o parte Rusia, da? Și avem pe de altă parte Ucraina. Ucraina nu este vreo fecioară Maria. Sunt o grămadă de situații nu tocmai da, sănătoase foarte, din niciun punct e de vedere. Revărat, așa. Și mi se pare și o naivitate în general că văd că foarte multă lume este victima unui tip de propagandă. Da? Rușii de pildă sunt victima propagandei lor, ucrainienii sunt victima propagandei lor sau occidentale. Urât apare Ei, asta voiam să știu, da. Care este? cum vi se pare că stau lucrurile păi apare de fapt? Apare o problemă foarte importantă. O, o fi diferențe și nici într-un caz, nici unii din acești doi combatanți nu sunt, cum spuneai, fecioare, însă Puțin mai unul, mai mult. Singur, unul singur a, a avut nebunia în cap să se ducă să omoare populație civilă și să invadeze. Păi, e, deci dintr-o dată toată balanța s-a dus complet peste cap. Pur și simplu. Și fiindcă așa ceva nu poate fi acceptat. E, e o, de o barbarie rară. Nu, nu mi se pare normal să, să stai nicio secundă să vezi și să știi că acolo se moare, că mor oameni absolut nevinovați, doar fiindcă cineva pretinde ceva. Dom'le, pretinți, se discută. Sunt foruri internaționale, sunt fel și fel de chestii. S-au mai discutat, nu știu ce, dar ei n-au fost de acord. Și atunci ce facem? Deci înseamnă că deschidem uh, o cutia pandorii în care oricine pe pământul ăsta și care pune mâna pe o armă, și aici aproape că încep să-mi dau seama de ce Iranul a, își dorește atât de tare o armă, fiindcă prin o, o armă atomică, într-adevăr, poți să zici, bă, fraților, vreau ca toți uh, să umblați în patru labe nu umblați în patru labe, arunc bomba peste voi. Asta se întâmplă și acolo. Se cere ceva absurd, s-a cerut, să le dea partea aia care a fost deja tranșată, au discutat-o, nu? A fost înscrisă, era notată. Nu s-a întâmplat ce, mai vor, ce mai vor acolo, să ia basă înapoi. De ce? Că nu e, nu e justificat. Nu este justificat, e, e rezolvată. Și populații de felul ăsta, adică, sau, mă rog, situații de felul ăsta în care populație rusească stă într-o țară și a, populație ucraineană stă dincolo, va, va exista, a existat, va exista și e, nu se va termina așa. Există voci care spun, de pildă, că și Ucraina, de pildă, cel puțin în ultimii ani, s-a transformat într-un soi de mare pumn împotriva Rusiei și că toată lumea știa asta și mă rog, s și cam vrut. Adică, mă rog, intru fix acum în subiectul ăsta pe scurt. Cel puțin din partea acestui personaj, Gneazul Zelenski, nu mi se pare că nici de aici din partea asta nu se dorește vreun tip de pace. Și că și-au dat seama cel puțin așa zisa elită, că este un business din care pot să facă niște bani, de asta zic că vinovați sunt și într-o parte și în alta, iar vieții oameni civili și încă aceia cei mai săraci că nu mai știi suferă ce fel de cumplit. business poate să mai fac Ucraina când sau se poate face în Ucraina când acolo totul e pârjolit. Cum o să facă business? Ce fel de business? Vin niște miliarde. Vin niște miliarde, da, și pe care niște cad o le Peste miliarde și toate miliardele nu mai sunt. Mai departe. Um, Dar în același timp mai mor niște sute de mii de oameni. Asta așa e, da. Absolut nevinovați. Copii. Cum să facem cu copiii care mor pentru astfel de chestii? Nu-i omoară uh, ucrainenii, nu-i omoară uh, alții din jur, nu-i omoară americanii. Singurii care omoară sunt rușii. Punct. Și nu au nicio justificare. Sunt niște criminali, îmi pare rău să o spun. Oameni care omoară alți oameni, oameni care n-au nicio vină, se cheamă criminali conform Dexului. Da, mi-ar plăcea să stea lucrurile așa în alb și negru. Am, am ce... Orice... Pe nu e limpede, de, domnule. N -n -n repet, nu mor decât niște oameni nevinovați. Aici acolo. suntem de acord. Și aici și asta se cheamă crimă. Da? Asta e tot. <sus> ah... Mai am o întrebare. Da. Um... Avem în cariera dumneavoastră, avem odată această parte clasică cu folcul, da? da, ceea ce basically presupune o chitară și o voce. Da. Și în paralel sau cu asta, sau o cobză, că și -a... Sau o cobză, și da. cu cobza am cântat multă vreme, încă din anii început de an 70. Și uh, mai cândam și cu alte instrumentele, tot felul, și cu fluierașe, și cu... Nu mai sunt multe copzi aici în țară. Mai sunt, mai, mai sunt. Au sunt, venit în emisiune aici, Balcan-Taxim, și am avut o mică exact, discuție acolo despre copzi. E, da. Amândoi cei de acolo sunt uh, oameni cu care uh, cu care am lucrat sau în orice caz pe care am învățat tot felul de lucruri și îi, îi apreciez foarte tare. Uh. Uh, ok. Și în celălalt al, al balanței, în cealaltă parte a personalității, avem acest aspect de programare, de multimedia, care e cu tot o altă mâncare de pește și ceva... N-aș pune neapărat mai sofisticat, dar cu totul, cu totul altă paradigmă. Cum se unesc lucrurile astea două? Păi se unesc într-un fel care zice așa. Prin natura școlilor mele, prin natura mediului familiar, care uh, aproape că zilnic apucam să vorbesc cu tatăl meu despre uh, tehnologii, tehnici, el era inginer. Ultima lui meserie, asta a fost, că am mai fost și alte, alt, am mai avut și alte meserie. Uh, a fost chiar, de fapt, dacă tot am ajuns aici, a fost chiar Ofițer de carieră și uh, a ajuns uh, pe front, foarte tânăr, celui de -al pe frontul celui de-al doilea război mondial, uh, și a, a fost decorat cu cea mai mare decorație pe care o are România și astăzi, și care se cheamă Ordinul Mihai Vitează a uh, întors din, a fost ulterior s-a întors pe front, a fost uh, prins fost, a fost a stat vreo uh, 2 sau 3 ani uh, într-un lagăr de uh, prizonieri de război și s-a întors printr-un miracol. Era să moară, bineînțeles, că m murit foarte mulți pe lângă el. Din cauza faptului că nu primeau mai nimic de mâncare, și a făcut scorbut, a orbit aproape, dar, mă rog, din fericire, pormă, și-a revenit toată chestia. Dar, și ulterior, după experiența asta care l-a marcat atât de tare, n a mai vrut să fac nimic cu. Arma și cu armatele, poate de acolo mi se trage și uh, poziția mea, uh, așa cum ea. Printre altele, tot el mi-a spus: Rusul e un uh, om rău. Asta mi-a spus. Sigur, se referea la, la cei care uh, cu care a avut contact acolo. Sigur, nu aveau cum să fie niște drăguți, nici ea. Uh, eu personal. Fac aici o paranteză: am fost la Moscova și, și în Rusia, și știu cu ochii mei că nu e așa. E un popor e o absolut da. minunat, în care chiar spuneam, chiar în, în statementul chestiile care am făcut-o la The Pub, scriam cum se poate ca un popor care a scos genii să aibă pe unii, să aibă pe unii conducători care sunt criminali. Că asta e, de fapt, mare întrebare. Și un popor mare și extraordinar de capabil. Nu avem cum să, nu, să uităm nimic din tot ce a făcut, nu? Dar pe el l-au marcat, pe tatăl meu l-au marcat negativ și acum văd că iarăși, își, cum să spun, caută, aproape că și caută, cum se zice în jargon. Da? Să mă întorc. Povestea este că din familie eram cumva orientat spre tehnică, dinspre tata și dinspre mama, către pianul cu care m-au obișnuit și mi l-au pus în fața nasului la vârsta de 5 ani. I-am avut pian cu coadă, care îl mai am și acum de la 5 ani, 6 poate, nu mai țin. Mi-e dor să aud un pian live, foarte rar mi s-a întâmplat în ultima vreme, e o rezonanță aparte Da, așa, 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 așa este. Așa. Și o spun mereu, pianul este, era atunci la 1700 când a început să, să se, cum să spun, să se cristalizeze și să se așeze instrumentul era suma tuturor tehnologiilor. Asta era iarăși o chestie formidabilă. Tot ce știa omenirea la momentul acesta, acela despre rezistența materialelor, despre tensionarea unor fire de metal, despre, rezist... rezonanță. despre rezonanță, despre transmiterea rezonanței printr-o placă de metal sau de bronz, către o cutie de rezonanță dintr-un lemn iarăși calculat și distribuit și cu fibra într-un fel și... Nu mai spun de toată mecanica aia care este... Fiecare clapă e o bijuterie, e ceva absolut fabulos. Chiar la cel mai amărât pian ea tot e uh, ceva nemaipomenit, da? Care acționează, dar nu prea mult uh, se întoarce, face, sunt multe, extrem de multe lucruri acolo care uh, au, au avut nevoie de știință. O culme a analogului. O culme a analogului, o culme inginerească, însă, uh, subliniez încă o Și... Uh, prin asta și prin tot felul de alte chestii care mi s-au întâmplat mai încolo și faptul că am primit la vârsta de 12 ani o chitară splendidă, neagră, care nici că exista pe piața românească, deși era românească, dar a adus Acustică. O... Acusti... Nu, electroacustică, pe care eu o conectam la radio. Ce și chitară veceam... era? Poftim? Ce chitară era? Era o chitară Regin, Regin, dar un... se pare că era pentru export. Și eu am ajuns la ea prin faptul că cineva a vrut să o, a -o ca să o ducă în străinătate. N-a putut să o ducă, fiindcă la graniță n-au lăsat de parcă scotea vreun tablou sau ce știu eu ce, și a, instrumentul a rămas în țară. Și atunci tatăl meu a cumpărat-o și mi-a dat să o În acest manual al întâmplărilor, poate că de -aia a rămas în țară. Poate că da. Poate că da, sigur că. De da. nu Tot are legătură cu asta. Cred că tai că mi-am cumpărat oricum o chitară, mai devreme sau mai târziu, și mai neagră sau mai puțin neagră, nu nu mai conta acum. Dar era într-adevăr foarte frumoasă. Din păcate, nu mai funcționează. Da. Um, vorbind puțin despre programare, sau, începând de aici, uh, ați făcut facultatea în anii 70, nu? Da. Uh, a încălătat în 72. Pe vremea aia erau cu cartele perforate și cu da. computere da. care stăteau în clădiri întregi. Mă și mir că exista așa ceva în România. Dar Au existat dintr-un motiv foarte simplu. Uh, România a avut o, la un moment dat, prin hotărârea lui Ceaușescu de a nu participa la invadarea. Atenție. Și atunci a fost o invadare pe care a condus-o cine? Rusia. URSS. URSS. Așa. A zis, nu particip la așa ceva. Ba chiar a făcut. Cine era Brejnev? La vremea aceea, cred că era Brejnev, da. Și el era rus sau. Da. 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 Ok. Da. De ce? Că Stalin era gruzin sau ce era? Georgian. Georgian, pardon. Da, nu știu. Cred că da, cred că era rus. Dar, în orice caz, nu asta contează. Important este că, din această cauză, în 1990 și, nu 90, vorbesc, 1969, a venit Nixon în România. Prima oară în Hai să, 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 să lămurim un pic lumea. În 68, armata rusă a intrat cu tancurile în Praga... Împreună cu toți uh, uh, actanții și toți uh, cei din pactul de la Varșovia care au țările socialiste, minus România, care a refuzat să, să atace și să participe la această invazie, în 68, corect. Și atunci, în vară, a, a Ceaușescu a ținut și un speech fulminant, extraordinar, cel mai uh, valabil lucru uh, pe care l-a făcut în speciuri, l-a ținut acest speech în București, condamnând această invazie. Ceea ce, într -o, în paranteză, fie spus, la nivel de arte și de cultură, a creat un tip de efervescență și un, și un tip oh, da. de libertate atunci, care i s-a dat peste cap câțiva ani mai oh, târziu. Da. De fapt, i s-a dat peste cap, i-a dat tot el, din păcate. Aici, e, mai, aici apare tristețea, că, sau nu știu ce alte forțe oculte care se învârteau în jurul lui. Nu sunt uh, specialist în politici uh, ca să pot să analizez. Ai dreptate, au existat în, exact în perioada asta, după 68 până prin 71 sau 2, când au, au fost scoase celebrele. Uh, uh, Într-o celebră cuvântare au fost stabilite niște norme de. Uh, care sau, mă rog, care încercau să. Uh, să reglementeze creația și să nu lase în plenitudinea libertății totale, acolo tot el a fost cel care a făcut. Dar mă întorc, fiindcă nu asta vreau să spun că vorbeam de computere. Și la computere, în 69, a venit Nixon și Nixon a acceptat uh, o chestie care uh, nu mai avea nimeni din toate țările socialiste, și anume putea avea România dreptul să cumpere niște echipamente calcul, care le mai și dăduse o parte din ele, se pare la preț mai redus. Și așa se face că România a cumpărat, a dotat vreo 8-10 centre de calcul din România, printre care la Universitate, la Politehnică, niște centre locale județene la Timișoara, la Iași, la Cluj. Am înțeles că erau de pildă niște camere în camere care erau suspendate. Absolut. Absolut. Ca să nu Și Ce un centru trepidații. de calcul era într-adevăr o nebunie. Era o clădire cam cât e asta în care ne aflăm. Adică ceva cu multe etaje, fiindcă erau lucrau foarte mulți. În primul rând, era un departament perforatoarele. Cred că erau vreo 500 de uh, femei care făceau nimic altceva decât să producă cartelele astea perforate după niște uh, foi pe care scriau uh, programatorii coduri, da? Ele trebuiau, fiecare rând trebuia să apare pe o cartelă. Și cartelele astea se puneau unele după altele într-o cutie, dacă te împiedicai pe scară cu cutia când te duceai, ai terminat-o, era gluma favorită acolo, să te împiedici cu cutia de cartele în mână. Și, bineînțeles, că era un departament unde erau specialiștii în sistem, deci ingineria de sistem, programatori, fel și fel de meserii și oameni care lucrau acolo și sala propriu zisă a calculatoarelor pentru a nu fi cum se spune, pentru a fi cât mai bine dezlipită, între ghilimele, dezlipită de lumea înconjurătoare și mai ales de vibrațiile înconjurătoare, stătea pe, într-un sistem cu arcuri, chestii pneumatice și, într-adevăr, era o cameră în cameră. Um, Dar era de dimensiuni foarte mari, fiindcă înăuntru se aflau tone de echipamente. Uh, de câțiva ani uh... Locuiesc în centru capitalei uh -huh. și, mă rog, în paranteză fie spus, cred că cu 15 ani mintea mea nu, are, nu avea atâta imaginație cât să realizeze că pot să dau un mesaj cuiva care să fie pe cealaltă a planetei și să-i băze telefonul în, în buzunar în momentul 2. Uh -huh. Uh -huh. Și am cumva și uh, un soi de imagine pe care o încasez uh, destul de des, de asta am subliniat că stau în centru. Uh, sunt uh, oameni, ori oamenii străzii, ori, uh, hai să zicem, uh, oameni mai săraci, da? Uh, pe care îi vezi cu telefonul mobil Făcând live-uri cu nu știu ce rudă din Spania, mai vezi asta și la piață, am o, o, o imagine de un soi de Blade Runner la marginea Orientului. Mai mult decât atât, trăim niște vremuri de vârf tehnologic fără precedent în istoria lumii, planetei. Vine AIU ăsta peste noi, mai glumesc cu prietenii la Cârciumă, ei spun, băi, lasă Rusia-China, că vine AIU și ne mănâncă de vii. Ne mănâncă, de vii la cum încep să arate, să arate ne lucrurile. Dacă vrem să ne mănânce. Sigur. Adică poate fi oricând și într-o armă. Asta e limpede. Poate fi transformat și în armă, și, într-adevăr, ne mănâncă dacă noi vrem să ne mănânce. Și, se, și ne lăsăm, sau mai bine zis, ne vrem să ne lă, și vrem să ne lăsăm să ne mănânce. Există această discuție și anume. Noi creăm această AI, da? O, o inteligență artificială uh -huh. care are o viteză de calcul care depășește viteza de calcul a creierului uman. Deja, hai să zicem, la nivel de prieteni, joacă jocuri cu AI-ul și nu mai au nicio șansă să câștige acel joc. Doar pentru că AI-ul nu ia niciodată nicio pauză. Noi mai luăm o pauză de orice. Uh -huh. El nu ia pauză și întotdeauna își calculează mișcările și nu uh -huh. avem nicio șansă. Plus, Băgăm niște algoritmi, nu putem să vedem calculul ăla, știm doar ce iese. Creăm un soi de, de, de zeu, de fapt. Întrebarea este, peste câțiva ani, zeul ăsta pe care noi îl creăm, va ști că a fost creat de noi? Putem să-i băgăm și niște algoritmi ai curiozității? Și, de fapt, cine. Cum Care este zeul? Noi care l-am creat sau el care o să ne conducă cumva viețile? De vreme ce noi îl facem, mi-e greu să-l să numesc pe el zeu. În, în final, tot omul va rămâne zeul acestor aparate. Și prin faptul că el scrie algoritmii. Acei algoritmi nu sunt niște algoritmi care se nasc din nimic. Pe aia îi gândește cineva. Corect? Gânditul ăsta uh, face ca uh, implică o minte umană cu care mai mult sau mai puțin, sigur că are și ea limitele ei își poate imagina și uh, diverse, cum să spun, eu uh, dezvoltări laterale ale acestei inteligențe artificiale și poate să să limiteze eventual. Nu, nu cred că reușește să se autonomizeze. Abia atunci va deveni într-adevăr un posibil pericol când astfel de mașini vor deveni autonome. Fără să fie autonome, ele încă au un definitiv, au un tată sau un părinte, care este omul, nu? care le-a făcut și care le-a programat. Și. Nu văd așa un pericol uh, atât de mare. Eu. Uh, uh, mai curând văd pericol în ceea ce spuneam adin sau spuneai adin uh, că poate să devină armă. Da. Când aceste uh, aparate, acest, aceste. Uh, acești roboți, hai să le zicem așa, uh, ei sunt pot să fie folosiți pentru a face rău altor oameni. Mai e o treabă. Și anume, cred că ne-a schimbat un pic tehnologia și comportamentul uman. Odată că am devenit niște cyborgi cu aceste dispozitive telefoane mm -hmm. mobile, mă împiedic la metrou de lume care abia se mișcă pe scări sau oriunde pentru că stau în telefoane, doi la mână, Trăim în lumea care o trăim, m m am întotdeauna acest aspect al mizerii umane care mă animă din când în când. Eu știu de pildă că în industria pornografică, întotdeauna uh, ei au avut suficienți bani cât să își bage vârfurile tehnologice. Uh, vor apărea acești roboți sexuali sau roboți cu care noi ne vom părți viața cumva. Uh, sau pot să dau alt exemplu. Faptul că avem acum GPS da? Nu ne atrofiază, de pildă, uh, simțul orientării cu care unii dintre noi suntem dotați? Uh, Ei bine, eu îmi pare rău, nu, ia, nu am această temer. Eu cred că, din potrivă, e, oricare din aparatele astea va fi în stare să ne stimuleze, să ne învețe, poate chiar, cum să mirosim mai bine, adică să simțim mirosuri mai bine, asta vreau să spun, nu să mirosim noi. Uhum. Așa? Sau să auzim mai bine. Uh, fiindcă avem, știm bine că simțurile noastre nu sunt, nu le folosim decât segmente, fragmente, așa. Uh, nu mai spun că suntem sigur limitat fiziologic. Uh, n avem senzori pentru sunete peste 22 de 22 de kilohertz, da? Deși avem, poate de fapt aici e puțin mai uh, straniu fiindcă chiar și faptul că uh, există studii care ne arată că uh, da, omul aude uh, între 20 și de hertz și 22 de chi 22 de kilohertz, însă dacă dacă îi pui o imprimare în care ei scos niște înalte care sunt pe la 30 de kHz, omul zice lipsește ceva, nu știe ce lipsește. N -are, știm că nu are definitiv, nu -are, -are, senzor pentru așa ceva, dar simte că lipsește ceva. Cred că totuși dacă urechea noastră nu aude, corpul cumva încasează frecvențele. Da, dar uite, frecvența asta s-ar putea face într adică ai putea să zici da, fiindcă și pielea și corpul și nu știu ce, prind frecvențe joase, dar cu în altele nu. Cu în altele nu se întâmplă așa. Pielea nu are nicio treabă cu 20-30 de kHz. <coughs> nu simte. Și nici burta care ar simți a, hai să zicem așa, 15 Hz de tobă mare fioroasă. Da? Dar uh, uh, bun. Eu zic că n-are sens să ne speriem, n-are sens să ne panicăm. Poate încercăm să ne îmbună să fim noi mai buni și să ne lăsăm ajutați de aceste aparate uh, și cred că așa se va și întâmpla, fiindcă, deși lumea e foarte, sau mă rog, omul e foarte imprevizibil, poate să-l apuce și nebunia pe X cercetător și zic că ia, să, sunt foarte supărat că viața mea e dusă pe copcă și nu mai reușesc să scap de alcool și de nu știu ce și să fac o răutate omenirii astea care uite ce, cum se poartă cu mine atunci să facă ceva, într-adevăr, împotriva întregii umanități. Adminter, eu cred că -o să, fi, o să fim înconjurați de o mulțime de lucruri care vor vrea să ne facă bine oamenilor. Fiindcă, um... așa cum să spun, teorii de astea apocaliptice. Există nu de acum, de la locomotivă încoace. Tot timpul există ceva apocaliptic care, de care trebuie să ne speriem și să. Cred că e bine să le gândim și să le avem în vedere ca Acă... să știm de ce să ne ferim. Da. Bun, Suntem de sunt de acord. Bine. Dar să nu ne apuce apocalipsa și paranoia și să e, intrăm în scenarii de astea, nu conspiraționiste, nici măcar de astea e, ireale. E, Cred că putem, în ceea ce privește eu, să fim și buni prieteni și să ne facă și o viață mai frumoasă. De pildă, ar putea, cred, reglementa traficul în București în momentul. Aha. sau în un oraș când vom fi toți pe mașini electrice. Sigur, sigur, uh. dar nu mașini electrice, sau, când va trebui să circulăm pe culoare ca avioanele, dar la distanță între culoarele de astea de înălțime de 2 metri și să treacă deasupra capului, de sub, ci alea trebuie să le aranjeze cineva și uite că acolo va fi nevoie de AI. Există și prin acești actori mari ai prezentului, există și acest perso personaj Elon Musk, da. care lumea strâmbat din nas, pe mine nu m-a speriat foarte tare acest aspect, al, al chipurilor implantate în creier, era explicat foarte bine sistemul Măi, faptul că anumite părți din corpurile noastre, mai ales în cazurile mai grave, nu mai funcționează, este că creierul nu mai trimite impulsurile electrice. Și atunci instalezi acest chip care funcționează exact pe, pe ideea cum aveam pe vremuri televizoarele al negru care dădea imaginea peste cap și i-a dat o palmă în cap și s-a reglat în momentul de imagine Cred că din punctul ăsta de vedere o să ne fie foarte bine. Nu știu și cât de ieftin o să fie și pentru câta lume A, din păcate. Aici, -a. aici, deja sunt, iarăși dau de, o, de idee, de o idee care nu prea îmi place, fiindcă evident că în spatele unei astfel de implantări de cip în corpul uman se pot ascunde o groază de lucruri care mai de care mai nenorocite, da? Și, într-adevăr, îi, du îi, îi duce pe mulți oameni la, la gânduri rele și prostești. Cred Cum că după să... ultimii doi ani ăștia, lumea ești puțin cam speriată și nevrotică, ceea e, sigur, ce e firesc. Sigur că e speriată, dar, de pildă, există cipuri care se implantează, care monitorizează sănătatea. N-am nimic cu ei, numai că nu știu dacă alături de uh, bobola de nici nu știu de mac uh, care are treaba asta de pe chipul ăla uh, care e foarte foarte mic nu? nu mai e încă un alt bob și mai mic care face altceva și poate să mă împiedice pe mine să gândesc până la capăt o idee frumoasă sau poate acel bob mic suplimentar acolo pe chip să mă facă să actez și să nu la orice năzdrăvănie pe care mi-o dă un ordin eventual pe care mi-l dă o entitate care e deasupra noastră și mai departe. Dar această toate aceste aspecte le-a discutat un tip, sau mă rog, le-a afirmat și le-a gândit puțin și le-a analizat un tip pe care îl cheamă Jacques Attali. Și Attali are, e un cercetător francez, nu știu dacă e cunoscut publicului larg, dar e cunoscut. El a fost și în echipa lui Mitterrand și e cel care s-a ocupat și de niște bănci pentru săraci și respectiv pentru femei, fiindcă femeile au, au, au beneficiat de multe credite e, mici, dar foarte importante pentru viața lor. Și mai nou e un soi de gânditor... Femeile că... nasc oameni, e normal să fie așa. Poftim? Dic, femeile nasc oameni, e normal să avem grijă de ele. Da, tocmai. tocmai. Ele sunt cele care dăruiesc. Da, Tot timpul. Femeia este prin definiție o, un, o, o ființă care dăruiește. Și uh, uh, el spunea că e sum, poate să fie sumbru. El chiar vorbește ca are și o formulă de discuție așa, în care spune de parcă ar fi Baba Vanga știe sigur că în 2050 se va întâmpla ceva, va fi aia și în 2060 va fi aia altă și nu știu când mai încolo, nu mult mai încolo, omenirea se va autodistruge. Deci e de asta apocalipsa dracului. Deci zici, păi frate, ia mai lasă-mă cu... Nu mai fi atât de sigur tu, că nu știu de unde ești așa de sigur. Sigur, analizat. Omul nu e... Nu vreau să spun că nu, nu, știe ce spune, dar ea, din multele scenarii posibile, îl ia pe el mai fioros. Într-adevăr, că scenariile sunt niciodată, nu e un singur scenariu. Mai ales la distanțe de timp de felul ăsta. Îți dai seama că de, noi nu ne-am gândit la cel mai rău cea mai era situație pe care noi acum o trăim anul trecut. Nu ne-a trecut în cap. Dacă mă, mine mă întreba ceva cu Ucraina, cu Rusia, nici nu aveam nici, nici, nu știam nimic. De unde să, să imaginez că se va trage, se va, va exista un război în care Rusia va omorâ civili pe brânci. Uh. Pot să înțeleg cumva aceste scenarii și această îngrijorare. Știu că de pildă în pandemia vieții, când am fost cu toții izolați în case, fumam o țigară la fereastră și am văzut sateliții lui Elon Musk. Și atunci am avut un moment în care m-am întrebat, măi, totuși cum am ajuns brusc și peste noapte în scenariul ăsta în care toată planeta este închisă în, în propriile case și pe, pe cer văd 20. 2-23 de sateliți care merg de la stânga la dreapta, și, mă rog, ne furnizează internet pe niște, mă, foarte mulți. Uh, te gândești, măi, cum m-au ajuns în situația asta? Plus, uh, cum vi s-au părut cei doi ani? Că nici pasta n-am văzut-o? Păi, uh, eu uh, personal uh, am făcut uh, boala. Știu. Și eu. De, știu de ea. Mi-am dat seama. Mi-am dat seama că nu poate să fie ceva foarte, foarte rău. N -am, am avut o formă foarte ușoară, recunosc, dar suficient de tare am fost. Uh, speriat. Puțin mai microfon. Uh, am fost suficient de speriat de posibilitatea să dau altora, eventual, uh, microbii și, mă rog, microbii. Uh, să, să, o trans, să o transmit, da? Și uh, mi-am făcut și vaccinurile, toate. Nu pot să spun că am fost, uh, cum să spun... Uh, fericit. Ne, nu fericit, uh, relaxat. N-am fost relaxat, eram crispat. Am fost toți doi ani ăștia crispat. Nu prea mi-au ieșit uh, uh, nici uh, o mulțime de lucruri artistice la care lucram sau n-au ieșit așa cum mi-aș fi dorit să iasă. Nu mai spun că nu se făceau. Adică de pomană sunt unele poate mai reușite, dar nu, nu, văd să le fac vreodată. Au fost, deci, niște ani pierduți, doi. Doi absolut pierduți. Dar știam iarăși o chestie istorică. Că s-a mai întâmplat, da. Că s-a mai întâmplat. Știam că, de pildă, Shakespeare și-a trăit toată viața sub ciumă. Toată. Doar că nu a așa repede uh, ciuma până uh, lume, și nici informația care este, și nici este informația, este... și așa se face că uite că s-a strecurat, uh, mergea la țară, mergea mai mergea acolo, mai mergea undeva, și a scăpat de un, o, o boală care putea să-l omoare și pe el. Uh, mai, am, uh, mai am câteva întrebări. Uh, știu că dacă nu mă înșel, în 1978 a fost o cântare uh, în care Nicu Ceaușescu era în sală, da? Uh, și mai era și Adrian Năstase. Eu nu știu ce legătură avea exact Adrian Năstase la acea vreme cu instituțiile statului. Dar e... ce s-a întâmplat exact atunci? Pumnul cibernetic? Da, da. Uh... Era așa. Era un festival care se chema Primăvara baladelor. Unde? La București? La, la București, se ținea la sala în aula de în aula facultății de drept. O, o sală foarte frumoasă de amintiri și cu sonor era bine. Și acolo eu am fost invitat în afară de concurs. Să țin uh, un recital uh, de la închiderea acelei ediții. Nici nu mai știu în ce an, 74, cred că era, sau 75, poate, nu mai știu sigur. 74. Și m-am pomenit, într-adevăr, uh, cu rândul ăla, al 8-lea sau al 10-lea din sală. Uh, la care avea loc de picioare mai mare, mai generosă. mai generoase. Acolo stăteau așa, era într-adevăr Nicu Ceaușescu, era Adrian Sase, care era la vremea aceea, după știința mea, președinte al unei asociații, asociații studenților. Liga studenților ceva, da. Da, ceva, cred sau nu, nu se chema asocia Liga Studenților Comuniști. În București și el de felul ăsta. Deci era o, o funcție și aia acolo. Mai era și Jean Maurer, care era uh, băiatul lui uh, uh, Maurer, Ion Maurer, și uh, care era avea o poziție foarte, foarte puternică. Era unul din uh, secunzii lui Ceaușescu la vremea aceea. Mai era și Adrian Păunescu, acolo, invitat ca în jurul acela. Și ei fuseseră acolo și dăduseră note celor care participaseră ca uh, concurenți. concurenți acolo și rămăseseră și la acest show. Și ce să spun, eu mi-am făcut treaba, am cântat cântecele care le-am cântat și mai aveam și încă un element care, în, care complica și mai mult lucrurile, dar mie îmi plăcea enorm. Era un prieten care nu mai e printre noi, îl chema Dorin Liviu Zaharia. Și el avea un cântec care n-am să uit niciodată, că și ăsta a fost un punct foarte grav. Cânta Trăiască atunci militarismul, cultura fizică și sportul. Și asta e, cânta el exact în momentul în care Partidul Comunist Român încerca să facă din români, din toți românii, femei și bărbați, niște oameni pregătiți militar pentru agresiuni, pentru nu știu, așa cum face și Corea de Nord acum, și cum au făcut toți, de fapt, la vremea aceea când... Aveam când, și o armată serioasă în 80-90, mi-aduc aminte, aveam da, mulți soldați. Da, da. Ei, și uh, ce cânta, ce, am cântat eu, că am cântat și cântec pentru securitatea europeană Asta și... Asta era un cruci, ce a supărat atât de tare? Uh, multe din cântece. Aveam un cântec care se chema Situația ca o parafrază, chiar când mă gândesc că mă gândesc la mama. Și el începe așa, țipată și cu un sunet fio, foarte, foarte dramatic. Situația e tristă și amară, mama nu plutește, tata nu mai zboară. O astfel de formulare deja era suficientă ca să-i spune pe ăștia în alertă cine-i mama, cine-i tata, de ce e situația, care situație e așa de tristă și amară. Ce nu e bine? Ce nu e bine? E, nu vreau să răspund și n-am răspuns niciodată la întrebarea asta, deci, adică îmi prefer să-i las pe oameni să înțeleagă ei ce vor ei să înțeleagă din chestia asta. Evident că și, și, eu mă gândeam la rândul meu, nu a la cei doi care erau părinții țării și așa mai departe, așa mai departe. E, și multe alte piese. Nu le-a plăcut deloc show. Nu mai spun că apariția vizuală a echipei nu era deloc pe placul lor, că Dorin Liviu Zaharia avea și un cămășoi așa, parcă era un soi de guru indian, desculți și la vremea să umli desculți cu un cămeșoi pe tine pe scenă. Era subversiv de drept. Era numai apariția, era deja suficientă ca să te să-i supere. În... E, și i-a și supărat și bineînțeles că din semne de nu știu ce i au chemat niște uh, oameni de-ai lor, bodyguards sau ce naiba erau și au venit uh, în pe scenă încercând să tragă cortina, numai că spațiul ăla n-are cortina. Era chiar caroghez, noi ne uitam la ei și râdeam în timp ce cântam și ne amuzam. Și, pe urmă, când s-a terminat, au început să ne înghese în colțuri, așa să mai chiar să. au au dat cu pumnul de vreo două ori, nu mai știu. Nu, oh, ce urât. Da. Urât, urât, S-a terminat urât și. A, și cel mai urât a fost, de fapt, că ne-au chemat pe urmă și ne-au amenințat, și uh, Gabi Căciulă, care era și el uh, uh, cu noi și cânta. Uh, pe el, în mod special, era foarte bun la școală și a ieșit un inginer fabulos și forma și plecat în America și acolo a fost, a devenit un inginer extra, adică a lucrat la niște firme foarte, foarte importante. Și l-am anunțat că îl dau afară, în anul 5 era el. Și deci dacă stați, în anul 5, deci era cu noi, mai 73 a fost asta, distracția asta. Da. În orice caz, am fost convocați la tovarășul, avea un nume splendid, Pacoste. La tovarășul Pacoste, care era șeful Centrului Universitar București, și tovarășul Pacoste. Cred că de l-au pus în funcție. Să ne, să ne amenință și să dea pe aia fada cu urlete, cu cercul Dracului. Da, în fine. Uh, și n-au interzis, adică eu n-am avut voie să... Era sunt... cu atestat și pe vremea aia și se ridicau atestatele, nu? sau? Nu, aici ăștia nu erau cu atestate, nu a fost așa, ăștia au zis nu mai cântați nicăieri. Dar, într-adevăr, interdicția n-au putut o da decât pentru instituțiile din centru universitar. Și am avut în același timp am avut alt, altă înțelegere cu Aria care a zis, domnule, nouă ne trebuie bani, domnule. Aria fiind a, 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 se chema Aria fiind a, a, agenția română de impresariat bine. artistic. A, am cumva niște povești similare în primul meu film pe care l-am făcut Balta Alba. să beau eu o cafea și să facem o pauză de un minut jumate? Sigur că, că mi a dat cafea, dar n-am apucat decât să Sigur, sigur, sigur. Zi, întâi totuși, asta am, cu am niște povești similare acolo. Ce este extraordinar în acest film este că există câteva personaje, cum ar fi formația Timpului Noi Partizan, reprezentanții formației Timpului lor Partizan. Prietenul nostru comun, Florin Dumitrescu, uh -huh. cred că și Maicu Odoraja Există câteva personaje care n, n am intrat în film, dar la interviurile pe care le-am făcut, mi s-a explicat foarte limpede. Zice, măi, noi toți... E, există și o poveste cu, cu formația timpuri Noi de la acea vreme, cum că i-a chemat Adrian Păunescu la Cenaclu și Artan a trebuit să explice lui Adrian Păunescu că ideea a apărut ca reacție artistic-culturară împotriva cenaclului. Și Păunescu ar fi înțeles totuși acest aspect. Dar... E, ce spun ei cu toții este uh, Mircea Florian uh, a fost acest uh, guru al nostru, acest motor, acest exemplu uh, care ne-a ajutat pe noi să existăm și să ne comportăm ca atare. Iar răzvan de la Partizan și concluzionează la un moment dat n-am făcut parte din Cenaclu și suntem foarte mândri de asta. Da. Dar... A fost Cenaclu o poveste Urâtă, de fapt, pentru tot ceea ce a presupus, așa zisa, activitatea artistică română? Ce a putează. fost a, un lucru foarte rău pentru tot ce înseamnă cultura românească. Și am spus-o de mai multe ori. Eu fiind, totuși, cel care a, am fost de la zero acolo. A, nu. A, scrie în flacăra ce să fac. Asta s-a întâmplat și datorită faptului că eu știu, știam pe Adrian Păunescu din 67 chiar. Cum am ajuns în București, fiindcă eu am terminat în 67 liceu și în toamnă era, eram deja aici, în București, și l-am cunoscut la un cenaclu care nu mai știu cum se chema, nu mai știu, am să-mi amintesc. Și acolo totul părea, totul era în regulă. Era un tânăr poet care scria foarte bine, foarte bine. Nici vorbă să aibă vreo poezie care să lingă vorba aia pe unii sau pe alții. Blizele, da. Așa, și era, era un personaj absolut ok. I-am stat destul de mult de vorbă, ne-am vizitat. Eu l-am vizitat pe el acasă, el pe mine aveam, cum să spun, interese comune și, și multe, multe păreri comune. La un moment dat, el a căpătat o bursă în Statele Unite, o bursă Fulbright, și a vizitat Statele Unite din stânga și din dreapta. Această bursă a avut-o și. Ana Blandiana. În anii 60, da, era altă... La sfârșit de anii 60. Atunci când ziceam că abia venise Ceaușescu, 65 a venit Ceaușescu la putere. Și Păunescu s-a întors văzând în America o serie de concerte, inclusiv unul cu Bob Dylan, că a, a vrut, a fost întrebat ce dorește acest poet român venit aici să vadă. Și el a zis, vreau aia, vreau aia, vreau aia. Și al, l-a și văzut. A venit foarte impresionat și a zis, așa ceva trebuie să facem. Și chiar despre asta am vorbit la, un, la o întrunire anume, și uh, noi doi, și el uh, a publicat un text în uh, Flacăra în care chiar povestea am stat de vorbă cu Mircea Florian să facem un teatru de poezie și muzică, poate chiar la Teatru Bulandra, poate nu, o chestie de felul ăsta. Și așa a început, de fapt, toată povestea cu cenacul Flacara, care uh, ulterior a căpătat o sală anume, în care s-au ținut mare parte din întâlnirile de început, și asta era sala Slătineanu, Casa de Cultură Slătineanu, care e pe o stradă care se face din, din uh, Căderea Bastiliei, o casă patriciană foarte frumoasă și există așa acum, dar nu mai știu ce e acolo. Și în acea încăpere care avea poate 100-110 locuri, dacă avea, nu mai știu acum, era, erau de fapt la prima întâlnire, au fost de fapt mai mulți creatori de public. Adică erau, ce să spun, 80% poeți și câțiva muzicieni acolo, Uh, și cred că chiar și câțiva artiști vizuali și în rest 5-6 participanți sau 10 sau câți o fi fost, că nu încăpeau. Uh, era deci o, era o întâlniri de profesioniști, da? care apreciau uh, într-un fel uh, mai critic producțiile și mie îmi plăcea foarte tare chestia asta. Era un lucru bun. Competitiv. Și am... Da. Și am făcut Treaba asta, după care treaba -a, a ieșit de acolo și a început să se țină în diverse case de cultură mai mari și și mai... Uh, să meargă și prin țară. În altă, sau... Exact, în alte locuri. Și mai, uh, cum să spun eu, plimbate. Am fost uh, la Călăraș, la uh, Craiova, mai aproape la început uh, și... Ce mi s-a părut senzațional era acolo nu se plătea nimic. Era totul for... Pro bono. Pro bono. Și la un moment dat am văzut o schimbare radicală la Adrian Păunescu. Căpătați și revista. Asta e o altă poveste cum a căpătat-o, dar nu vreau acum să mai povestesc toate detaliile. Important este că undeva la începutul acestui e fenomen, că într-adevăr a fost un fenomen. El a schimbat total direcția și a trecut într-o direcție în care probabil că îi s i s-a sugerat dacă nu faci așa, nu mai faci nimic. La revedere! S-a vrut să fie o supapă socială pentru... A vrut să se fie... Și-au dat oamenii, acei cenzuri sau oameni din din uh, culise care observau fenomenul și au dat seama că e uh, într-adevăr o, o supapă foarte importantă și nu trebuie neapărat uh, să îi se închidă gura, dar trebuie controlată. Și în orice caz, dacă tot e o trompetă care duduie acolo, păi trompeta să mai spună din când în când și niște uh, lingături. Trăiască niște... cu trăiască și cu poporul. Păi da. 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 Și știu și cine a spus un momentul celebrit da. Știm toți, nu e, nu, e, nu e nimic nou. Dar important e altceva, că eu n-am mai vrut. Eu am spus, nu mai vreau chestia asta. Încă n-a pucat să se să, să nu participarea la cenac nu era plătită. Zero. Fii, fiindcă mai încolo, după ce am plecat au început să într-adevăr să fie plătite toate întâmplările. Eu n-am luat niciun bani de la acest scenariu. Toți ceilalți care au urmat și care și-au dat seama că dacă intră acolo s-au rezolvat, uh, rezolvat multe probleme, inclusiv problemele lor financiare. Și, uh, în orice caz, deschidere către public, un public nu mare, care conta ca, ca număr, dar calitativ nu mai era. Era a fost uh, într-o prăbușire lentă, dar sigură toată perioada Transformat asta. Transformat într-o monstruozitate. Da, și într-o mașină de făcut bani și mai toți erau acolo uh, uh, care, vorbind cu ei în particular, toți spuneau "Boi, e un rahat acolo, e frate, într-adevăr, ne cere aia și aia și aia și aia cu toți, de la, de la Iris până la Phoenix, cu toți am vorbit la vremea aia și mi-am spus, nu, 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 ne, ne, era o prostie, dar aveam nevoie de bani. Și asta era situația multă, numai că au apărut foarte multe, uh, uh, cum să spun eu, nulități. Ăsta e cuvântul adevărat. Îmi pare rău că trebuie de, nu pot să, să mint. Care nu știau să cânte, care habar n de poezie, care poezia nici nu conta, de fapt. Ei creiau ceva, trei cuvinte, așa cum se face și astăzi, de fapt. Și uh, Dar câștigau bani. Foarte, foarte buni. Foarte, foarte, foarte buni nu mai insist, erau sume uneori de necrezut la vremea aceea, adică erau lefurile într-un turneu de ăsta câștigau unii leafa pe un an. Adică echivalentul lefii unui an de munca unui... Păi era vreo anul. 2000 mediu, cam așa, 1500... Nu, 2000 și mai mult, adică și dacă aveai două spectacole, dă seama, nu? Ieșeau niște sume, 2000 era leafa media unui uh, inginer, nu? Cam așa, da. În fine, și uh, partea mai proastă este că această, această calitate și, uh, cum să spun, că, uh, înțelegerea faptului că, bă, nu contează, îți trebuie să te dai cu cineva, asta s-a permanentizat. Și și astăzi funcționează ace pe ca la pod toată treaba. Uh, m-a întristat profund și m-a îndepărtat și n-am mai, n -am mai vrut și n-am mai vrut să aud niciodată de chestia asta, mai ales că aici era interesant. Păunescu și alegea oamenii ăștia noi, nu îi numesc acum în area e treaba mea acum, îi alegea el neavând ureche, el nu auzea nimic din asta, n -avea o, adică nu avea o cultură muzicală. Adică era nemaipomenit să, să intre și să devină unii ăsta, doar fiindcă ei cântau niște versuri de ale lui Păunescu, care mai de care mai bombastice și mai lingătoare, care nu făceau bine nimănui, mie cu atât mai puțin și asta a fost. Cât de important este pentru un artist să aibă caracterul pe măsura talentului? E enorm de important. Fiindcă dacă el nu este un întreg, un, un, artist trebuie să fie ceva foarte împlinit, ceva rotund, un, o sferă cu, cu strălucire, deci un ostea. Asta este o stea, definiția unei stele. Ori o stea care e ciuntită într-o parte sau în alta. Și stea. Nu mai o Nu mai o stea. Și nu mai, e, nu mai funcționează. O ia raza în univers și se lovește și se dă cu capul de pereți și s-a terminat. Vorbeam uh, despre anii 70-80 și uh, bai, mai știu cum funcționa cenzura atunci. Uh, și întotdeauna m-am întrebat, cumva amuzat acum, că dacă oamenii ăștia care se ocupau cu cenzura odată aveau vreun tip de pregătire în acest sens, doi la mână, cum erau ei în nomenclatorul muncii? Nomenclatorul muncii, nu știu cum erau ei trecuți, probabil găsiseră... Uh, Analiz probabilistic. Da, sau cenzor sau nu știu cum să zic. Uh, cenzor șef. Redactor șef sau redacție, ceva de tipul ăsta, da. Fiindcă, e, da, într-adevăr, în toate instituțiile exista, așa ceva. Uh, la o vreme, la vedere, și, porma, s-a zis, nu mai avem cenzură, dar uh, Cenzurați-vă singuri. Autocenzura trebuia să funcționeze și a naibii chestii chiar, chiar funcționa cumva. Da? Iar situațiile, adesea era, exista situația în care, de fapt, artistul păcălea. Ăsta e cuvântul. Păcălea cenzura. Acum, n-aș vrea să se creadă că cenzurești erau chiar niște imbecile. Mulți dintre ei se lăsau păcăliți. Mai închideau ochii cum Exact. Ar uh -huh. Exact. Și în plus celebra, exista un celebru banc la vremea aceea cu doi prieteni care pictoream în doi și se reîntâlnesc pe vreme, băi, cum ai reușit mai că ești, văd că tai expoziție una după alta, doi pictori surrealiști sau, mă rog, eu ne Și mie nu merge foarte, foarte prost, mai și nu știu ce să ce să mă fac. Mai eu, nu, eu fac exact ce am făcut în tinerețe, așa cum știi că am făcut noi când eram tineri. Adică, aceeași lucrări, aceleași uh, af, tușă. tușă. și flamboian totuși și culori așa și subiecte uh, surrealiste dacă vrei așa. Însă jos de tot pictez o pisică mică uh, cu urici, așa și și ce se ce cu asta? Păi vine cenzorul să vadă expoziția, se uită și pe fiecare tablou vede, vede pisica asta. ce cu pisica asta? A zice, nu, nu, îi zic că nu, 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 e, o putem să scoatem imediat. A, da, așa da, așa da, te rog, scoate pe pisica. Nu li mai interesează nimic din restul. Eh, și ăsta era un ban care era, dacă ar, chiar era folosit. Iar apropo de păcălel majore, în 1968 a, când uh, prima oară am fost dat pe post uh, postul de radio, era o realizare nemaipomenită, mai ales că am fost dat pe postul de radio de, că, de către un uh, uh, monstru sacru, Cornel Chiriac. Știu povestea, dar să o spun. Și uh, ei au făcut, uh, ei lucră, el și cu un alt prieten care, pe care îl cheamă uh, Camil Petrescu Junior, fiul lui Camil Petrescu. Uh, amândoi lucrau la radio și ei s-au înțeles. Eu n-am știut povestea asta decât mult mai târziu am aflat-o. N-am știut cum a părut uh, de s-a cântat la radio piesa aceea. Ce piesă era? Se chema Vocea Oilor. Ok. Uh, și era un soi de fabulă, dar uh, legată și ea de evenimentul din 68 uh, Ce cu, 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 cu Ceaușescu, cu invadarea Ceoslovaciei, și în orice caz, ideea era că n prea vei tu să ai și tu, cetățean obișnuit, o părere uh, față de probleme politice majore ale lumii sau ale Europei în cazul de față. Ei, ei au zis așa, hai să vedem cum facem să, să păcălim cenzura asta și au pregătit două benzi. Banda trebuia să meargă la audiție, Înainte de a fi dusă... Era comisia de cenzor? sau Nu, era, era doar un cenzor. Și după ce auzea acest cap limpede, imediat banda trebuia să ajungă la etajul 2 în radio. Tovarășul cap limpede. Așa, redacțiile erau la etajul 5, tovarășul cap limpede era la etajul 8 în radio și la etajul 2 era emisia. Și acum e acolo o, o, o emisie. La etajul 5... Cornel Chiriac s-a dus sus cu banda, era o altă bandă în care înlocuiseră... Toate, to Tot restul era perfect, era identic, doar că în varianta cu care s-a dus el sus, în locul piesei mele, era o altă piesă, de aceeași lungime, da? Și s-a dus cu ea sus, la cap limpede, de a dat-o pe... și așa mai departe, a ascultat și avea rutina acestei chestii și în final a pus ștampila, celebra ștampilă bun de emisie. Greșeala era că protocolul îi cerea să pună ștampila pe cutie și nu pe bandă. Fiindcă Doamne, ce de procedură, da. Fiindcă el, la urmă, după ce a primit acest bun de emisie, Cornel, Cornel, Cornel a coborât cu liftul și s-a oprit o secundă. N-aveai voie să te oprești. Trebuia să pleci de sus, și se dădea un telefon secretariatul de sus, dădea la emisie, vine emisia, vine banda. Să nu se schimbe ceva între timp. Nu, știu, vigilenț, nu da? știu, nu știu de ce, dar mai mult ca sigur. Numai că ei au totuși au oprit o secundă și acolo, în fața, la ușa deschisă liftului la etajul 5, el și cu Camil Predescu care l-aștepta acolo, au schimbat benzile în și cu... s-a dus mai departe. Asta e o chestie povestită chiar de Camil Petrescu, junior. Și a dus-o la emisie și la ăla, ofițerul de acolo, care era cu arma, cu pistolele cu tot acolo, a luat-o, a dus-o și s-a dat pe post. Nebunie, bineînțeles, s-a ieșit un scandal monstruos, cum de a putut să treacă, că nu știu ce. Și care au fost repercursiunile? Repercursiunile, uh, i s-au dat avertisment. A doua chestie care a făcut-o, și anume că a dat la un moment dat pe post o piesă a Beatles, a, a trupei Beatles cu Back in the USSR, acolo a fost într-adevăr capac la uh, toată chestia asta și l-au uh, dat afară din radio. Deci cele două elemente care l-au scos pe Cornel din radio au fost astea. Acum mi se pare că de când avem acest social media, da. asistăm uh, la o chestie fără precedent și anume uh, cenzura care, pe care eu o găsesc ca un, uh, un soi de apucătură feudală. Și cu care eram obișnuit aici, sub toate formele ei, adică nu numai că interzice pe post, dar, spre exemplu, dacă lucrezi într-o redacție și spuneai băi, am o idee de material sau de anchetă și te duce la redactorul șef, el îți spunea băi, dar nu e neinteres, ia, lasă-tu asta și ocupă-te de altceva. Funcționează în, în diferite straturi. Uh, eh, uh, Statele Unite, care, la care ne raportăm cu toții ca la libertatea absolută, sună un telefon. Sună de la cenzură? Mm. rău. Nu-i problemă. O tecați, vai. Uh, Nu, o lăsăm așa. așa. Aici nu cenzurăm nimic. Pii. Statele Unite care, la care ne raportăm ca la, cum să spun... Uh, Simbolul libertății, prin aceea că a inventat alternanța la putere și, uh, și uh, freedom of speech care a făcut din Statele Unite o mare putere, e acum, uh, sub tot soiul de forme, de minorități, de, de whatever, da, asistăm la tipuri de cenzură fără precedent. A, acest cancel culture care vine din spate foarte puternic, pe mine mă face să mă tem că dacă Statele Unite se duce în cap și rămânem cu exemplele celelalte, China și Rusia, nu sunt deloc optimist în ceea ce privește Nici viitorul. Eu Nici eu nu sunt și îmi doresc să nu se întâmple lucrul ăsta. Însă credința mea este că e reversul unei medalii care ni s-a părut nouă sau mie. Un pas foarte mare înainte, și anume apariția internetului și a VVV-ului. Fiindcă, cumva, democratizarea nejustificată sau, mă rog, atât de puternică, că uneori să dai putere poporului în, în toate domeniile, este o, o greșeală capitală. Nu au cum să știe oamenii despre toate. Unii sunt specialiști în niște chestii, da, vorbește să vorbească despre domeniile lor sau, mă rog, cele care le cunosc. Însă aici apare o problemă foarte, foarte importantă care poate ar putea să. poate, nici nu știu dacă chiar poate, dar s-ar putea să ne salveze sau să salveze sistemul în care. Uh, uh, Dreptul la opinie sau. Uh, vor fi întrebați oamenii doar despre domeniile în care ei sunt uh, pregătiți sau facă. Competențe, fă. da. Competențe. Și competența asta se obține, uh, da, deja printr-o practică sau printr-o rutină a răspunsurilor, printr-o pregătire poate mai școlară, dacă vrei așa, sigur că da, și asta e foarte important. Dar, în niciun caz, nu poate să, să rămână în situația în care oricine poate să aibă păreri despre orice. N-are cum. Va fi, de, de, totul devine o, un haloimăs, un talmeș-balmeș cosmic și n are cum să. Adică scapă controlului. Scapă controlului natural, nu știu cum să spun. Am asistat la două cântări cu Mircea Florian. Una a fost pe peluza Stadionului Național la începutul anilor 90 în deschiderea la Phoenix. Uh -huh. Și Și atunci mi-a rămas o treabă în cap, pe care în sfârșit puțin că a... că nu era pe peluza Stadionului, ci era într-o groapă care era între sala polivalentă și casa copiilor și palatul copiilor. S-ar putea să mă înșele pe mine. Spun Marie. sigur. Ca era când uh, prima întoarcere și a Phoenixului și a mea din pelerinajele din stradă. Dar nu știu dacă era neapărat prima, dar era pe atunci. Dar în okay, fine, okay, așa. Dar okay. mi-a rămas aceasta. Da. Următoarea a fost cu șucar colectiv, când m-a pupat Amango. Dar despre prima vreau să vorbesc, că mi-a rămas ceva în cap. Care era treaba cu mâna? Era treaba cu mâna. Mâna aia vine din relația mea cu teatru de păpuși și cu Teatru de marionete. Era un partener al meu. Era un partener cu care eu vorbeam și uh, chiar așa stătea și vorbea și făcea și mă, se apropia de mine și mă ataca un, un pic un set de nu știu, de Nu era tocmai un alt ego. De, Am, nu era tocmai un alt ego. Uh, avea și elemente de altă ego, că de, uh, era îmbrăcat în, dacă mai ții minte, era într-o mănușă galbenă. Uh -huh. De aia de bucătărie sau ce naiba era care mie îmi plăcea foarte tare, se potrivea așa și, mă rog, aveam un dialog cu acest, acest personaj, îmi trebuia. Era spectacol, era, totdeauna au fost cu multe elemente teatrale, asta pe care le-am ținut și și astăzi, la fel sunt. Lucrez cu elemente minimale, E adevărat, nu e un teatru cu decoruri și ce știu eu ce, foarte laborioase, dar cu proiecții lucrez. Acum am avut un concert la Control cu o formulă uh, interesantă cu care... Floriman. Da, exact, Floriman se cheamă și e cu DJ Vasile și cu DJ Mațe, doi pionieri ai uh, DJ-elilor din uh, ro praște. România. Și încă cu un domn care îl cheamă Dragoș Andriana și care este un... Cântă la Hardy Gardy. Hardy Gardy, un mare specialist. Și, da, cum spuneam, elemente teatrale, dar nu exagerat de multe. Din, și din dragostea și, cum să spun eu, experiența mea teatrală, că am jucat și am cântat și am făcut muzică la vreo 100 de spectacole. Uh, plus că mai știu din ce mi s-a povestit, nici prea există. Eram mic atunci, dar nu există imagini. Am auzit de show-urile celebre din 70 care aveau multimedia. Nimeni da. nu avea multimedia. Eu am Așa văzut e. multimedia, cred, la mesi. Multimedia primă... avant la letter. Da, 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 știu. Da. Și uh, știu că. Eu o trupă care îmi place mie și pe care am auzit prin 90 Corner Shop și mi-a plăcut foarte mult pentru că tocmai folosea sitarul, dar bineînțeles că îl avea Mircea Florian din 70. Corect, corect, corect. Uh, nu știu, aproape ultima întrebare. Uh, folosiți un acordaj diferit la chitară? Da, da. Care în ce constă exact? Păi este un acordaj care este uh, un arpegiu, și este acordată chitară în sol, sire, sol, sire. Deci, practic, uh, dacă dai liber, deja ai un acord acolo. Uh, nu, e, de fapt, uh, uh, vine din nevoia mea iarăși de a găsi niște niște poziții, de, de a obține niște uh, open chords care mie îmi folosesc foarte tare. Și aceste open chords, acorduri deschise, deci, care au de obicei tonică și quinta acolo, se obțin pe această, pe acest tip de acordaj foarte e, ușor. Sau, mă rog, mai ușor. Acum, trebuie să recunosc că în, la un muzeu în, în Londra, cred că stai să mă gândesc la care, ceva, un muzeu de instrumente de muzică sau o colecție la Albert, uh, nu mai știu unde anume în Anglia, eu am găsit instrumentul, adică o chitară acordată exact așa, exact așa. Deci, nu pot spune că am inventat eu chestia uh -huh. asta. Mi-a venit și mie, neștiind la vremea aceea, ce e cu asta, fiindcă eu la atunci când l-aveam vreo 12 sau 13 ani, când am primit acea chitară neagră, am învățat sau am vrut să transcriu și am folosit știința mea în ale pianului în transcriind acorduri și uh, formule de, de ciupeală în final au devenit, din pian pe chitară. Săteam în fața pianului, cântam la pian ce știam să cânt și așa și uitam cum să le fac cu, cu mâna. Deci n-am avut un profesor propriu-zis și nici dacă erau acordași diferit, chitara nu se acorda cu tonul de la telefon. Se acorda cu pianul. Da, și eu mm. mi-am acordat cu pianul. Și uite așa s-a născut năzdrăvânia asta. Ultima întrebare. O scordatură e asta, așa se cheamă. Deși show-urile cu Mircea Florian sunt mai mult un happening la care se poate întâmpla orice, am această curiozitate. De obicei eu o pun la fiecare imitat. Când ați dat-o dată grav de gard pe scenă? Grav n-am dat-o niciodată, îmi pare rău. N-am dat, fiindcă sunt foarte atent la asta. Ce mm -hmm. mi se întâmplă uneori este că, mai ales când reau niște piese mai vechi, nu mai știu foarte bine succesiunile strofelor și e... Mă rog, sau mă rog, cu textul e puțin mai problematic. Și atunci folosesc spre rușinea mea cumva, dacă vreți așa, folosesc câte o faie pe care o scot să mă uit și o păstă Asta Știu că întotdeauna mi-am pus această problemă dacă la chitară cumva sau la orice alt instrument, mușchii au un tip de memorie pe piesă, la versuri mi se pare mult mai complicat, pentru că e o memorie mm. care corect, și... sunt niște exerciții de memorie sunt destul corect. de complicate. Absolut de corect, acolo. absolut corect. Mai ales că eu scriu și astăzi în continuare, eu merg înainte cu scrisul și apar alte și alte texte, și alte texte care Cumva înneacă uh, amintirile vechi, deși ele sunt legate cu alea, fiindcă eu tot eu le-am scris și pe alea, și pe astea, deci cumva devine un singur uh, material, nu? Mare, în care eu trebuie să-mi amintesc ceva de acolo. Dar eu deja sunt pe aici. Și, în fine, e puțin mai complicat, îmi, îmi încurcă uh, amintirea acelor texte. Am învățat să fac butoane la 17 ani la radio cu Vali Andronescu. Uh -huh. Dumnezeu să-l odihnească. Da, să-l odihnească. Și am băut la un striptease <laughs> club. La mine în cartier, în Sălăjean, când locuiam acolo, cu Dan Cimpoeru prin 90. Deci am o amintire extraordinară, pentru că era o domnișoară, un prieten spunea că bunicii ei au fost ceva aici, care stăteau cu carnea sub cal. Iar Dan Cimpoeru a dormit. Deci mi s-a părut extraordinar momentul Asta mi-a rămas în cap, că altfel cred că aș fi uitat. Nu mai știu nimic de el. Nu știu, un, era un chitarist extraordinar de bun. Eu atunci, în, în anii 90, când m-am întors, de fapt imediat după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în decembrie 89, m-am întors de multe ori întâi aducând ajutoare în România. Și abia puțin mai încolo am început să vin și cu cântări, și or, mai interziu, și cu uh, uh, niște cursuri de ale mele, care le țin până și astăzi, mai predau aici, uh, în, uh, în România. Dar atunci când uh, uh, m-am întors, uh, eu știam că el cântase și cu uh, Valisterian în trupa lui și și acolo fusese foarte bun dar trupa s-a destrămat Vali a și murit la nu multă vreme până atunci în perioada aceea și uh, cumva m-am mai văzut cu el uh, undeva peste drum de club A e Argentin se cheamă Argentin, chema. dar a murit de curând nu, care am auzit da. și asta am auzit și asta, și asta îmi pare rău, că era un loc uh, extrem de important. Cred că locul este încă. Poftim? Locul este locul încă. Locul o fi, dar... S-a mai scumpit. El tot. el era totuși, da, avea și un caracter foarte, foarte particular, uh, mai ieftin, mai uh, boem, mai nu știu cum. În fine. și îi propuneam lui Dan Cimpoeru, uh, dacă tot e el liber, hai să mai facem o că a mai fost la un moment dat, s-a mai, mai, mai făcut... O, ses, o, o ediție a festivalului Club A, da? Care s-a ținut pe Lipscane acolo și acolo am mm -hmm. cântat cu Florian din Transilvania, dar la chitară nu l-am mai găsit. Adică n am mai vrut, n am mai se codea, se codea, nu mai vrea. Și atunci a venit și a cântat uh, Gabi... Uh, uh, un prieten, cum îl cheamă cu numele de familie, nici nu mai știu, uh, uh, Gabi Gabi, îmi amintesc îndată. Și uh, care știa toate piesele pe de rost, bineînțeles, n-a trebuit să repet, fiindcă e și el un chitarist fenomenal de bun și uh, i-a ținut locul lui, uh, lui Dan Cimpoer. Și care, pe urmă, n-a mai fost de găsit neam. Adică deci eu l-am mai, mai văzut acolo, la Argentin, l-am mai văzut și la peste drum de un ATC unde predam, și acolo ne-am mai văzut. O dată. La Papion. La Papion, exact. Uh, și gata. După aia nu l-am mai văzut deloc. Și era într-adevăr destul de depresat, deprimat, și nu mai vrea să facă nimic și mi-a părut foarte, foarte rău că e, e așa. Iar de Vale Andronescu îmi pare încă mai rău, fiindcă el s-a prăbădit la o vârstă la care putea să mai facă mii și milioane de lucruri. Da. Uh, personal, aștept să mă nimeresc la următoarea cântare, dacă se va mai întâmpla vreodată între 2 mai și Vama Veche. Uh -huh. Dar sunt se anunță ceva cântări? Păi Știm eu, ceva? eu o să cânt acum la întreva, mă veche și doi mai într-o dată care nu o știu nici eu și într-un loc pe care tot nici pe ăsta nu îl știu, în curând că mă duc la mare la un moment dat după ce se termină sesiunea, că mai am de dată examene cu câțiva, cu studenții mei și formă să mă duc scurt de tot o săptămână la mare și o să fac și o cântare acolo pe, sub o barcă, cum se zicea. Se anunță zicea pe Facebook. Poftim. Se anunță pe Facebook sau ceva. Poate o anunț, dar poate nu. Nu țin neapărat, eu nu fac, nu, nu mă omor. Ca să fiu sincer, zona și chestia aia, mi am amintesc și vreau să o păstrez așa în cap. Adică era o chestie care se întâmpla spontan. În spatele meu era Liviu Ciulei, care stătea în picioare, și a ascultat toată cântarea, au ascultat din picioare, deși putea să se așeze pe, și el. Ca ah, și se și așeze, da, de fapt. Și în jur, tot așa, lume, 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 dar un grup de, cât să zic, vreo 30 de oameni care stăteam pe plajă și din când în când mai apărea și un grănicer care ne amenința că, ne, că trebuie să plecăm de acolo și până la urmă venea și cu niște lemne ca să meargă mai bine focul, dar vrea și el ceva de băut. Și uite Cum tot se așa. face, da. A, așa, da. Foarte mulțumesc că ați venit. A fost o Multă plăcere. Seară bună, la revedere. Toate bune, seară bună. tăi pe putut șpecăra i cu sârme cât mai tare Legându-i cu sârme cu ghim Și pire cu zgomot în timp Vroință ne pară incest

te la ciocârli Având drept paznici, v marulu